Doamna mea, ați avut o discuție cu Lorena? O vedem. Oh, și că ce discuție. Nu mergi afară să mănânci pe terasă? Cine merge pe terasă? Nimeni. Ah. Nu vreau să deranjez cu prezența. Ei, na, pe cine deranjezi? Ei, pe toată lumea din casă. Și tu ești, lasă-mă. Fii mai maleabilă, fii mai... Cât n-are nimeni nimic cu tine. Ba da. Gata, papa. Nu, că m-ați făcut nesimțită. N-am zis cuvântul ăsta. Ba da. Ba nu. V-am salutat azi dimineață, m-am salutat? N-ai zis nimic, ai intrat și n-ai zis nimic. Odată s-a întâmplat să nu salut dimineață, odată m-ați taxat. E, odată. Când s-a mai întâmplat? O mai fi fost, dar nu țin cont. Nu v-am salutat eu dimineață. Dar nu știu, stau să mă gândesc acum. Spuneți anumite lucruri. Timp de 30 lucruri, de zile care, dacă ai salutat sau nu. Dar nu spuneți anumite lucruri fără să aveți o dovadă în față, serios acum. Tu până îmi bei cafeaua, ești morocanoasă. Dar nu bea cafea. Pentru că eu mereu v-am respectat și nu m-am dat pe lângă dumneavoastră că aveți pe azi. Dar eu nu te înțeleg de ce redesi subiectele astea acum. Vrei să-i enervezi, aiurea? Da. Fără David în comun, pentru doamna Mia și Lorena, nici salutul nu mai e ce-a fost. Însă reproșurile nu se opresc aici. Ai stricat petrecerea de sâmbătă, iată tot. Nu poți să schimbi părerea față de un om pentru că nu a avut el chef să vină la o petrecere banală, că mi s-a părut totul banal. Și dacă el era pentru mine, mă înțelegea și pe mine cu stările mele, nu că a venit afară pentru că i-a spus Ștefania. Nu a venit cu tot sufletul, ați văzut? Eu nu înțeleg chestia cu stările. Eu am aceeași stare tot timpul. Dar nu suntem diferiți. Dacă erau toți ca dumneavoastră, poate era altfel. Păi era bine. Eu caut pe cineva care să mă înțeleg așa cum sunt. Dar înțelegerea nu vine așa cu una, cu două. Pentru ea se spune că trebuie să lupți din toate puterile. Eu chiar aș fi vrut să fii cu Andy. Dumneavoastră a vrut. Eu am vrut. El nu a vrut. Și el a vrut, dar ai stricat tot. Pe mine m-a ales doar că te-ați judecat dumneavoastră. M-a ales pe mine cu sufletul. Tu știi cum schimbă femeia bărbatul? Eu nu vreau să-l schimb. Am avut un băiat care ținea cont de mamă foarte, foarte mult și n-a mers. Pentru că a fost cu mămica mereu. Nu mai întrebe așa ceva. Vreți să spun ce a zis? Vreau să o cunosc pe Cătălina. Ce părere aveți? Da, erați cam supărată, doamna Mia. Era după emisiune, nu? Da. După emisiune. Te-a deranjat că a spus că dorește să o cunoască pe Cătălina? A, nu. Faptul că tot îmi repet în fiecare zi că am făcut botic atunci. Am înțeles, am făcut botic. Am avut stările mele, mi-am cerut scuze. Lasă că și tu te contrai cu ea. Da, după aceea a fost chestia cu bună dimineața. I-am zis... S-a întâmplat odată. Poate am greșit eu, poate nu am... Pur și simplu eram obosită, pentru că nu m-am odihnit foarte bine cu o seară înainte, dar s-a întâmplat odată. Dar dacă îmi spune, s-a mai întâmplat, i-am zis să-mi dați un exemplu ca să știu când s-a mai întâmplat, că nu mi-aduc aminte. Și nu mi-a dat exemplu. Păi dacă mi-a zis data atunci. Și ora, mai țin eu minte. Păi m-am zis așa. Așa mi-a zis, data când și ora, mai... Când s-a mai întâmplat? Pentru că mama o să creadă acasă că a crescut o fată needucată, care jignește, care... Asta. Păi asta o să creadă mama. Nu o să creadă. Eu cred că mama ta te știe cum ești. Da, și o să creadă că, uite, ai venit în show-ul ăla și în loc să îți găsești pe cineva sau să te axezi pe cineva, vii să jignești mamele sau vii să nu zici până dimineața la fete sau... Dar apropo de ce ai venit în show-ul ăla, în show-ul acesta, adică, acum lucrurile sunt destul de clare în legătură cu David. Cred că ai avut timp de alaltăieri seară când a fost discuția până astăzi să-ți refaci așa un pic strategia și să te orientezi poate spre altcineva, măcar așa la nivelul de cunoaștere? În momentul ăsta mai vreau să-i observ pe ei. Nu vreau să mă axez pe nimeni, pentru că am greșit odată că m-am axat doar pe un băiat, nu am așteptat și pe ceilalți să-i cunosc foarte bine. Și dacă nu este nimic, aștept un băiat de afară. Da, crezi că, nu știu, te-ai lăsat poate influențată și de opinia doamnei Mia, care de la început a fost atât de entuziasmată de faptul că tu ești vegană și că el e vegan și a zis hai, de la hotel, adică fetele pe mine au cuplat, e vegană, asta e al tău. Așa i s-a spus și lui, adică e vegană, asta e al tău. Și ne-au cuplat fără să ne cunoaștem. Poate că nici trebuia să ne legăm, că n-are nicio legătură. Și am înțeles că și online ne cuplează
fără să știe exact ce e sufletul nostru. Sunt oameni, sunt păreri, poate și mie și eu îmi doream să fie ceva mai mult, nu s-a putut, asta este, trecem peste. Dar tu erai la modul că povesteai că ai simțit... Da, am simțit. Fluturi în stomac. Am simțit, fluturi? Nu, și mai am ceva, dar... Adică cum o să te raportezi tu la David de acum încolo? Pentru că el a spus că el vrea să cunoască alte fete, vrea să se întâlnească cu Cătălina și poate că o să vrea să, mai, să se mai vadă și cu Andra. Cum o să fii tu când îl vezi pe el în altă formulă? O să încerc să, să-mi ascund sentimentele. Mm-hmm. Până când o să vină și cineva pentru mine sau poate este, nu se știe.